Domnilor, domnilor, domnilor și domnilor, mâine se împlinesc 28 de ani de la înființarea Serviciului Român de Informații, după evenimentele nelămurite inițiați de la Târgu Murești de la mijlocul martie 1990. Dar suntem azi în plin scandal Facebook, Cambridge Analytica. Vom discuta și de acest subiect, dar și despre dezvăluirile pe care le-am anunțat în această seară. Invitații mei, colonelul Daniel Dragomir și maestrul Ion Cristoiu. Bună seara, domnilor! Voi începe, domnul Dragomir, cu permisul noastră, cu o scurtă prezentare, fiindcă multă lume vorbește de dumneavoastră, dar foarte puțină lume știe ce ați făcut. Născut în 1978 la Bacău, singurul român premiat de două ori la Olimpiada Internațională de Filozofie, ați fost acceptat fără examen la Academia Națională de Informații în 1997, ați absolvit ca șef de promoție al Facultății de Științele Comunicării din cadrul Academiei Naționale de Informații în 2001, apoi ați fost repartizat la Brigada Antiteroristă a Serviciului Român de Informații. Ați participat, primul ofițer, de la început până la final, în operațiunea Jurnaliștii Răpiți în Irak, o celebră afacere care nu e lămurită în totalitate nici astăzi, dar ați fost decorat de președintele României în 2005, probabil datorită acestei povești, cu virtutea militară în grad de cavaler cu un semne de război. Ați fost de asemenea decorat de două ori de serviciile secrete americane. Ați coordonat cooperarea cu serviciile aliate în perioada 2008-2013, vorbiți engleză, franceză și arabă. Probabil asta e motivul pentru care ați fost și pe urmele jurnaliștilor răpiți din Irak. Să începem cu acest scandal Cambridge Analytica Facebook. De fapt, scandalul Facebook Cambridge Analytica e una din firmele care a, să zicem, a exploatat ce a permis Facebook-ul, fiindcă am înțeles, au fost mai multe articole pe internet care spun că, de fapt, Cambridge Analytica este una din firme, că sunt mult mai multe care au folosit în scopuri politice, economice și așa mai departe platforma Facebook. Ce e asta, domnul colonel? Noul front în serviciile secrete? Facebook-ul folosit în luptele politice, economice și așa mai departe? Bună seara. Nu, este vorba de nou front al campaniilor electorale și consultanței politice. Dacă ne aducem aminte despre istoria utilizării acestor tool-uri, acestor instrumente, haideți să ne aducem aminte că încă din vremea alegerii președintelui Obama ele au fost folosite. Media, social media și Facebook. Din 2008, prima dată. Bun. Acum această companie, Cambridge Analytica, și alte companii, au utilizat date personale. Și trebuie să stabilim și probabil că autoritățile vor stabili, cele americane, cele britanice, care am văzut că s-au implicat, au făcut și percheziții la sediul Cambridge Analytica, vor stabili dacă utilizarea acestor date personale a fost legală sau nu. Eu aș aduce-o puțin în planul nostru. Corect, în România. Am văzut ieri sau alaltăieri o luare de poziție a Comisarului European pentru Justiție, doamna Vera Jourova, care a precizat că se vor face anchete și se vor face verificări cu privire la utilizarea acestor date personale. N-am văzut-o pe doamna comisar și n-am văzut niciun alt oficial european să sară în sus atunci când din România veneau vești că persoane sunt interceptate și datele lor sunt luate fără niciun fel de mandat. Chiar eu am prezentat acel protocol dintre Direcția Națională Anticorupție și Oficiul de Cadastru, prin care, fără niciun fel de control, Direcția Națională Anticorupție și fără niciun fel de auditare, avea acces la toate datele, inclusiv documente și contractele cetățenilor români și străini, inclusiv europeni. Se pare foarte interesant, cu excepția unor investigații care sunt de-a dreptul fundamentate în această perioadă, cum toți cei care până mai ieri spuneau, păi, și dacă ne ascultă, și dacă intră în casele noastre, și dacă iau zeci de mandate, și dacă ne filează e pe stradă. E foarte bine. E foarte bine, că nu avem nimic de ascuns. Astăzi însă ies și spun, nu pot să cred, datele mele au fost luate și date de Facebook unei companii. Dacă a existat un contract comercial între Facebook și Cambridge Analytica, acesta va fi cu siguranță verificat, și dacă au existat încălcări ale legii, pentru că atât europenii cât și Statele Unite au legislații extrem, extrem de clare cu privire la aceste încălcări, eu sunt convins că se vor clarifica. Domnul Cristoiu, ce credeți de acest scandal? În primul a simțit că s-a folosit și pe la noi? Păi nu. Am discutat la început de emisiune că pe mine mă miră că până acum presa noastră n-a sesizat, nu și-a amintit că în 2014 alegerile prezidențiale, de care eu m-am preocupat și continui să mă preocup și aștept dezvăluirile care să arate toate mișmașurile
de la vremea respectivă, mi-amintesc câteva lucruri care acum, deci acum acest scandal arată un lucru. Facebook-ul e în stare de orice ticăloșie pentru bani. Deci dacă a fost în stare să dea diferitelor companii aceste date personale, deja au apărut și în America dovezi cum se mulțesc like-urile brusc de la un minut la altul, ca apoi să fie folosite ca un capital electoral. Și vă dau trei momente care acum scurt din campania electorală prezidențială mie de pe atunci mi-au mirosit urât. 1. Klaus Iohannis, mai țineți minte, și-a justificat și toată mașinăria a băieților care l-ajutați erau justificat victoria surprinzătoare prin faptul că domina pe Facebook. El este, contul lui de Facebook este autorul, este o performanță unică în istoria omenirii de la greci încoace. Anume, astăzi avea 100.000 de like-uri, el fiind un anonim, și a ajuns a doua zi la 1.000.000 mai mult decât Obama și decât Michael Jackson. Când trăia. Fără să spună nimic. Păi nu, asta ne nevoie. Nu, că dacă spunea ceva, povestea, spui, ceva dacă, și lumea domnul bă, deci dacă apărea dezbrăcat împreună cu familia, hai să fie, nu poate să crească 1.000.000. În gen, like-urile și interesul pentru Facebook-ul, băi, dacă spune ceva și face o dezvăluire. De regulă au asta vedetele, starletele, că ele sunt interesante. Bun, a doua chestiune era ce a scris, Elena Udrea în jurnal și apoi mi-a și spus, și anume, era la Paris în, în al doilea tur și erau alea celebrele la cozi, care de fapt nu erau cozi, e mai complicat, putem discuta o dată. Așa. Așa. Și a făcut o poză a unui tip care avea o chestie, Antiponta, el ședea acolo, nu vota, și era Antiponta. Și a pus-o pe Facebook și spune că deodată ea care avea 4.000, 5.000 de like-uri s-a trezit peste 5 minute că avea 300.000. Adică brusc. Deci a fost limpede o manipulare ca să justifice victoria din culise a domnului Iohannis, s-au justificat, domnule, a fost un fenomen pe fel. Și în al treilea rând s-a întâmplat aici un lucru în felul următor. Foarte mulți, foarte multe hub-uri, deci lideri de opinie, era exact ca și la analitică. Adică li se trimitea o fotografie de genul ăsta cu Ponta sau o informație știindu-se că jurnalistul respectiv este pro-Iohannis. Deci ar trebui acum să ne reamintim aceste lucruri după ce ai vorbit și să vedem. Unul, s-a dovedit acum deja legal că Facebook-ul e în stare de orice și atunci că a fost în stare de orice, am înțeles că și în România a fost în stare de orice, dar domnul Dragomir, nu vreți să faceți dezvăluirea din pauză? Da, ar fi interesant dacă tot s-a apucat domnul Ghiță de făcut dezvăluiri, că aici asta e o dezvăluire acum. Din ce știu eu, în perioada dintre cele două tururi, și din informațiile pe care le am, ele pot fi contrazise și de domnul Ghiță și de alți oameni din campania PSD-ului, între cele două tururi, turul 1 și turul 2, s-au alocat anumite sume bugetate pentru Facebook. E normal, e firesc pentru postările sponsorizate. Exact. Din ce știu eu, surpriza foarte mare a fost că echipa a observat, și domnul Ghiță are cunoștință, sunt convins, că la finalul celui de-al doilea tur, niciun leu din sumele alocate pentru Facebook nu au fost încasate sau utilizate. Da, nici n-au făcut nimic Facebook. Deci, domnul colonel, deci degeaba plătești, că am impresia că trebuie să mai să mai ai și relații pe acolo, exact, pe la menile. Și de alte conexiuni, nu doar... De ce conexiuni, domnul colonel? Fiindcă scria Guardian zilele trecute, vorbea de faptul că această operațiune e, de fapt, spuneau ei, de fapt, închirieze mai Six, serviciul de spionaj britanic, mă rog, în cazul lor, în cazul nostru, ce i-au închiriat? Bun, acum... Sau cine pe cine a închiriat? Investigația din Statele Unite și din Marea Britanie, sunt convins că va da niște rezultate foarte interesante pentru cei care urmăresc. În România însă, până la Facebook, pentru că acolo într-adevăr a fost o campanie de-a dreptul năucitoare, până la Facebook, știți că, dacă vă amintiți, 2014 la final, la noi se lucra și cu metodele vechi, caghebiste. Acelea cu mandatele, cu ascultările, cu filajele. Ajungem și la mandatele, ascultări imediat. Între turul 1 și turul 2, o mașinărie, e lucru clar,
e lucru dovedit, o mașinărie s-a pus în mișcare și a oferit acest trend. Practic, maestrul vorbea de un trend al unei emoții care s-a creat și PSD-ul a răspuns așa cum a știut mai bine, adică n-a răspuns. Și păi, oricum, dacă răspunde, ați văzut că nu i-au luat banii. Nu le-au luat banii. Aia mi-a plăcut. Adică, nu le-au luat banii sau nu au putut să-i dea banii? Nu, au vrut să dea banii. Facebook în România e condus tot de români, vreți să știți? Da. Și dacă e condus de români, e condus și el din Băneasa sau de unul fi, dintr-o pădure. Păi bine, aia din România se conduce din Băneasa, dar aia din America se conduce de la Langley. Nu știu, de însă știe. Sau, mă rog, e că l-au inventat, ăsta l-au inventat pentru ea. În cazul PSD-ului, între cele două turi, ei au avut de a face cu un blocaj. Și este clar. Da. Ori pe marginea acestui blocaj, la un moment dat, cineva va putea să investigheze și să vadă dacă serviciile noastre au avut vreo implicare sau nu. Cine de la noi, domnul? Comisia Parlamentară, de exemplu. Comisia asta parlamentară, care pare așa că e mai mult de, nu știu ce fac băieții acolo, fiindcă vom face o comparație și cu America. Chiar credeți că se va întâmpla ceva? Că am văzut că avem și noi un personaj care lucra pe la Cambridge Analytica, fiul domnului Mureșan, fostul ministru Ion Avram Mureșan, care l-a găsit mort prin nu știu ce țară africană, făcea o campanie. Da, au existat și există, din ce am înțeles, și în România această companie. Am văzut și acea știre dată că potrivit căreia s-ar fi încercat să fie implicată această companie, nu știu ce, campania PSD-ului. Eu văd însă foarte multe perdele de fum și foarte manipulări în ultima perioadă cu privire la Cambridge Analytica. De aceea, mai degrabă eu văd, ca să vă spun foarte sincer, așa, și o încercare de a-l ataca pe președintele Trump. Pentru că este lucru cunoscut. Cei care au făcut parte din această companie sau care au avut legături cu echipa sa de campanie au avut legătură cu echipa Trump. Lucrurile însă au început să se schimbe. Dacă tot am ajuns la acest subiect, eu consider că începând de săptămâna trecută, președintele Trump a pus realmente mâna pe putere în Statele Unite. Prin numirea lui Mike Pompeo la conducerea Departamentului de Stat și prin conducerea asigurată de Bolton ca și advisor, ca și consultant de securitate al președintelui, eu cred că echipa Trump chiar a început să pună mâna pe putere și în următoarea perioadă de timp, nu știu, o lună, două... Adică au învins statul paralel? Eu cred că statul paralel în Statele Unite, din ceea ce știu, este astăzi în debandadă totală. Păi de ce? Credeți că schimbarea unui consilier sau unui șef la Departamentul de Stat păi se vede contează? La cât de idioți sunt aia de la CNN. Dar să vă uitați, eu n-am pomenit în istoria post-decembristă și am văzut foarte multe televiziuni tendențioase, o tendențiozitate încât mă face să-l votez pe Trump. Adică e o singură chestie. Da. Nu știu, Trump a avut o aventură cu un fotomodel. Una, da. Și au chemat-o mare de la CNN, ăia mare, noi care suntem, să povestească. Și era o prostie. Aia spunea că după ce s-a culcat cu Trump, s-a dus în spate, în mașină și a plâns. Și a plâns cum regreta ea. Adică era ceva din Dostoievski. Deci nu se poate. Asta este expresia unei derute. Dacă vrei să ras pe cineva, mimezi măcar obiectivitatea. Așa au făcut și în campanie CNN-ul și restul. Păi nu, dar acum... Dar și Fox News-ul de partea alta, adică la ei sunt... Nu știu, dar Fox News-ul nu avea pretenția că sunt televiziunea care ne dă nouă celor din România. Bine, dar povestea asta cu Cambridge Analytica și cu Facebook, până să trecem la documentele anunțate în Dragomir, pe mine mi-a sărit în loc de unde au plecat atacurile. Dacă l-au plecat pe The Guardian, standardul stângii britanice, al stângii europene, de acolo au plecat anchetele. Și evident, cum spunea și domnul Dragomir un pic mai devreme, cu ținta spre dreapta americană. Aici avem o problemă, de ce deranjează foarte mult săptămâna trecută. Săptămâna trecută, ca să o spunem să o înțeleagă toată lumea, Rex Tillerson, care a condus Departamentul de Stat de la numirea președintelui Trump, nu a făcut nicio schimbare în Departamentul de Stat. Aproape nicio schimbare. Okay. Deci să revenim la chestiuni mai concrete în ceea ce privește România. Toată lumea știe cum a votat ambasada la ultimele alegeri. Știe cum a arătat votul. 100% cu Hillary Clinton, exact. Să spunem. Da. Toată lumea știe care a fost politica ambasadei Statelor Unite la București în ultimele luni, mai degrabă o politică democrată și apropiată de standardurile lui Hillary Clinton. Toată lumea știe că în ultimul an, cel puțin, din punct de vedere al schimburilor bilaterale și economice, situația este un dezastru. O știu și eu, o știm și noi, sunt convins că o știu și oameni la Departamentul de Stat. Nu au existat schimbări. Odată cu venirea lui Mike Pompeo, eu am
Fostul șef al CIA. Fostul șef al CIA. Lămurim contextul. Și ceea ce se numește una din persoanele apropiate ale președintelui Trump, vor exista modificări și ajungând la scandalurile noastre, cred că vor exista modificări inclusiv în ceea ce privește componența ambasadei americane la București. Adică dumneavoastră ne dați un breaking news, nu? Componența ambasadei înseamnă, deci nu numai ambasador, înseamnă mai mulți. Da, pentru că echipa, excelența sa, ambasadorul Clem, nu este singur, are în jur o echipă și din ce am văzut în ultimul an, doar mesaje despre justiție, mesaje despre lupta anticorupție, avocatul doamnei Chioveși și alte lucruri de genul acesta. Însă relația partenerială și strategică cu Statele Unite cred că înseamnă mai mult decât doamna Chioveși. Păi, bănuiesc că înseamnă mai mult decât doamna Chioveși și domnul Dragomir. Și că schimbăși pe șeful stației CIA, că... Șeful stației, păi nu, că în locul Pompeo a venit... O doamnă care e adeptă unei mari de dreapta, unei mari durități în comportamentul CIA-ului. Deci și acolo s-a renunțat la politețurile alea de tip... Bine, dar ăștia în general nu prea sunt politicoși. Ăștia nu prea sunt politicoși niciodată, orice serviciu. Da, mă rog. Asta, dacă e depinde așa. Ce transmit de la București. Da, domnul colonel Dragomir, am anunțat niște dezvăluiri în seara aceasta, niște documente pe care ni le veți prezenta, trecând de la scandalul ăsta cu Facebook și Cambridge Analytica. Noi vorbim, cum spuneam, mâine se plinesc 28 de ani de la înființarea SRI-ului, probabil va fi și un soi de bilanț, nu mâine bilanțul. E obligatoriu. Așa, să-l vede dacă îl fac mâine, poimine, când îl facă. N-am văzut niciun anunț. Și am vorbit de aceste protocoale secrete, protocoalele înțelepților din SRI și DNA, cum le-am zis noi. Noastră aveți trei documente, eu întreb așa, că vreau să vă provoc. Ce demonstrați mie cu aceste trei documente? Ce conțin în primul rând și ce demonstrează? Bun, este o întreagă discuție cu privire la protocoalele secrete. Toată lumea se întreabă de ce au fost nevoie de aceste protocoale secrete. Aceste protocoale secrete au fost nevoie pentru a ascunde o modalitate de lucru ilegală, abuzivă și neconstituțională dintre DNA și SRI. Ca să fim mai clari, Serviciul Român de Informații după Revoluția din 89 nu a avut drept de a face cercetare penală. Organele securității statului aveau dreptul, erau chiar puse primele la articolul 200 în codurile vechi, aveau dreptul de a face cercetare penală. Revoluția din 1989 a adus o mare schimbare, și anume că serviciile de informații nu mai aveau voie să intre în cercetarea penală. Veți spune, da, dar de ce? E foarte simplu. Dacă conform acestor protocoale, un ofițer din serviciile de informații merge la un judecător și îi prezintă o notă secretă în care spune că dumneavoastră sunteți vinovat, și pe care notă nu aveți voie să o vedeți și nici apărarea dumneavoastră, acea notă este bazată pe informații, nu pe probe. Deci judecata se face în funcție de informații, care au și caracter clasificat. Ei bine, foarte multe dintre informații, să știți că sunt și false. Pentru că se pleacă de la premiza, domnule, în momentul în care se arată o notă, nota aceea spune adevărul. Uitați, avem unul din documente. Explicați-ne-l ca să înțelegem. Păi, primul document este o adresă semnată de doamna Chioveși în 2014, prin care înaintează o încheiere pronunțată de Tribunalul București într-un dosar. Este dosarul meu, ca să fiu mai clar. Așa, ca asta și vreau să vă întreb. Așa, în dosarul și prin care îi pune în vedere Serviciul Român de Informații că punerea în executare și exploatarea tehnică și precizează că UME-067 București este beneficiar secundar. Ce e ăsta UME-167? Este o unitate militară din cazul serviciului, dați-mi voie să nu vă spun care este exact. Cei care sunt acolo știu despre ce este vorba. Deci UME-0167 e ceva... Este beneficiar secundar. Adică? Îi spune doamna Chioveși. Aici avem prima problemă, ca și... să ajungem la o parte didactică. Practic, doamna Chioveși îi trimite către SRI acest document și spune ocupați-vă de Dragomir, dar vedeți că se lucrează cu acea unitate militară. Sunt câteva probleme aici. Prima. Era beneficiar al informațiilor din supraveghere tehnică, unitatea asta. Exact. Mică. Nu era unitatea tehnică care făcea. Pentru că tot aici mai aveți o altă adresă. Eu sunt mai didactic. Nu? Da. Pentru că tot aici mai aveți o altă adresă către Serviciul Român de Informații. Când ajungem la unitate, e foarte important din asta, că de aici esența dezvăluirii aici. Deci, domnul Bădinte, aici sunt doctor în raportul între DNA și SRI în materie de înregistrări, de supraveghere tehnică. Așa. Potrivit chiar și protocolului lor, până la Curtea Constituțională, doamna Chioveși, adică DNA, obținea mandat de la judecător, sunt aici didactic, o să ne spună puteți mai pe larg, și
mandatul respectiv era trimis la SRI, care potrivit legii care mai ar funcționa atunci, punea în supraveghere tehnică. Asta înseamnă interceptare, videofilă, acest foarte. Bun. Problema este că informațiile care se obțineau, stenogramele cu tale, trebuia să ajungă înapoi la DNA. Păi domnul colonel face o dezvoltare senzațională. Păi și ce treabă avea încă un beneficiar? Păi nu înțelegeți dezvoltare. De ce mai era încă unul? Păi nu, că asta trebuie subliniat. Deci așa. Teoretic, legal, ea, după ce SRI-ul făcea filaj, poze cu tare, cu tare, îți făcea un dosar și se dădea procurorului. Păi aici am o dezvăluire, se dă unei unități militare și, adică ei, SRI-ul făcea copii, da? Spunea, partea asta, asta merge la DNA și asta merge, cum se merge? Ce treabă avea unitatea militară? Păi înseamnă că atunci SRI-ul folosea, atenție la dezvăluire, pretextul interceptării, supravegherii tehnice, potrivit noului cod de procedură penală a suspectului în DNA pentru el. SRI-ul teoretic spunea, domnule, noi am interceptat, poftiți dosarul să trăiți, nu ne-am uitat, nu-i așa? Chiar ce spuneau când îi întrebam oficial, domnule, zice, ofițerul nostru, că am întrebat oficial, și ofițerul nostru când ascultă acolo la căști ălea 24 în 24 de ore, zice, nici nu e atent, el ascultă, înregistrează și... Dar zic, înfilați pe cineva, filați pe suspectul, nu știu, Andrei Bădin, da? Așa. Păi noi îl filăm atâta, ne-a zis judecătorul, cum așa, că iertați-mă, că îl filăm numai în baie, numai în baie. Ai pe dracu, vă imaginați că dacă el era, el n-avea și misiune să-l fileze și la crâșmă. Dar unde este? De aici e foarte importantă, că nu înțeleg ce e cu unitatea aia militară. Asta e dezvăluirea. Și de ce este beneficiar secundar, domnul Dragomir? Pentru că acolo existau echipele mixte. DNA-ul lucra în comun în echipe mixte cu această unitate. A, deci ăștia sunt care se ocupă? Această unitate și acestea sunt echipele mixte stabilite în baza protocolelor. I-a spus domnului ăla de la Comisia SRI că se ceară declasificarea unității alea. Comisia SRI, dacă haideți să ne întoarcem și la Comisia SRI. Pentru că e foarte importantă dezvăluirea noastră încă o dată. Deci... Comisia SRI are toate documentele în fața astăzi. Da, înțelegeți pe ce e vorba? Că n-avea voie să te dea încă o dată. DNA-ul, doamna Chiovei, și trebuia să spună, după ce ați terminat supravegherea lui tehnic, îmi dați toate informațiile mie. Nimic nu mai rămâne la voi. Dar ea spunea, îmi dați o copie mie și copii dincolo. Păi de ce? Ce treabă avea SRI-ul? SRI-ul e, așa de fiecare dată mi s-a spus. Dom'le, noi suntem un prestator, nu-i așa? Exact. Unul mecanic, nu ne uităm, nu ne interesează, dar am înțeles, sunteți prestator. Dar acum descoperim că era și beneficiar. Asta este deja clar ilegalitate. Nu e numai în cazul ăsta. Nu, dar am dat un exemplu în dezvoluire. Mai este o adresă tot aici, o vom pune și pe blog la România 3.0. Doamna Chiovei și chiar semnătura domniei sale trimite către serviciul tehnic. Aici alte nebunii. Deci către propria sa structură. Conducere. Nu. Aici, cea către serviciul tehnic este către propria structură din cadrul DNA. Având și ei. Având și ei structură de tehnic. Și le spune subordonaților săi de la serviciul tehnic și le spune, precizăm că această unitate este beneficiar secundar. Deci ați înțeles ce la serviciu. Dar ce era cu unitatea aia, domnul colonel? Era ce era acolo? Și mai există o adresă, până să vă răspund, către centrul tehnic de securitate. Deci către centrul tehnic de securitate din cadrul SRI, nu către conducere, și le spune, vedeți, cooperați, pentru că beneficiar secundar este această unitate. Ori aici se mai pune o altă problemă, și anume aceea de resurse. De unde știa doamna Chiovei și care sunt resursele posibile și alocabile ale serviciului? Că vorbeați mai devreme de prestator. Adică cine lua decizia, doamna Chiovei spunea, nu mai ascultați pe teroristul X, ascultați-l pe Dragomir. Nu mai ascultați în dosarele de siguranță națională cu spioni, ascultați-l pe domnul Bădin. Domnul Dragomir. Domnul Bădin, DNA-ul este și mai grav. Păi, DNA-ul făcea interceptări el, da? Și el, da. Și le dădea la serie. Păi și care-i temeiul legal? Cum se dă la serie? Serie-ul este o instituție care are o treabă, tu ai o altă treabă. Nici măcar, uite, era trecut în protocol asta? Păi, eu am fost întrebat, de exemplu, la Comisia Parlamentară despre aceste documente și am dat următorul răspuns. Declasificați protocoale și veți găsi răspunsurile cu privire la toate aceste modalități de lucru care, repet, sunt neconstituționale și ilegale. Acești oameni nu numai că schimbau informații, practic serviciul și-a pierdut menirea de serviciu de informații european, stat NATO,
și în loc să fie un serviciu de informații, devenea structură de cercetare penală și devenea direct implicat în dosar. Adică primea documente din dosar și transmitea documente care erau puse în dosar. Acum 6 luni de zile, când am stat de vorbă împreună, eu am vorbit de culoare, am vorbit de rechizitorii, am vorbit despre toate lucrurile acestea. Și știți foarte bine ce a ieșit apoi, o întreagă nebunie. Ori toate aceste documente, pentru că sunt zeci de dosare în instanțe care au această terminologie și această modalitate de lucru, au fost făcute în baza acestor protocoale care trebuie declasificate. Da, mai era ceva, domnul colonel. Nu uitați, deci încă avem acum o dezvăluire că, de fapt, lupta împotriva corupției sau anchetele de DNA erau folosite și de SRI. SRI-ul nu putea să le folosească decât ca deținător de informații, da? Că din Și acum avem o explicație a ciudățenii cu Microsoft. Mă țineți minte, Microsoft-ul se dă drumul în vara lui 2014 și se pun sub interceptare, inclusiv Tăricianu, vreo 80 de persoane. Păi, domnul Bădin, 80 de persoane, sub pretextul luptei împotriva corupției, erau interceptate, filate, fotografiate și ambiental. Și cu ocazia asta, unitatea, serviciu, SRI-ul, și cine conducea, păi cine conducea, știa la fiecare ce făcea Ponta, ce făcea Ghiță, da, ce făcea... Care om de afaceri sponsoriza pe cine sponsoriza? Aici o să vă surprind. În cazul domnului Tăricianu, că l-ați pomenit, domnul Tăricianu, din ceea ce cunosc eu, a fost inclusiv interceptat pe mandate de siguranță națională, deci aia nu mandatul Microsoft, da. În perioada 2008-2014, aoleu, 6 ani, existau momente în care, și asta doar comisia poate să ne spună, în care aceste mandate se călcau în picioare unele pe altele. Deci erau mai multe mandate în același timp pe aceeași persoană. Da, să înțelegeți ce vorbim, da, aici. Da, era normal că politicienii făceau coadă la ei. Domnul Bădin, da, erau deținători de informații ilegale. Gale, ca și CIA-ul. Erau în alta poartă, domnul Cristoiu. Se duceau în pădure ca la în alta poartă. Păi, dar normal că se duceau câte vreme, da, ei de SRI-ul. Eu am spus-o, că în 28 de ani. Păi eu m-am bătut cu Măgureanu. Păi lui Măgureanu îi scuipa în semințe în cap. N-avea nicio putere, că n-avea cătușele. Hai să fiți ce dracu. Păi mă țineți minte, păi luam peste picior. Bun, explicația pentru că oamenii trebuie să înțeleagă cum s-a ajuns. Explicația acestor... Avem și un telefon imediat, da? Explicația acestor documente este simplă. Dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, domnul director Maier și domnul Codea au venit și au spus reformăm SRI-ul, că mâine se împlinesc 28 de ani. Reformăm SRI-ul. Una din aceste gândiri de reformă a fost să transforme SRI-ul în FBI. Adică să dea dreptul serviciului să lucreze în anchete ca organ de cercetare penală, să facă interceptări, să pună documente în dosarele penale. Numai că aici avem o problemă foarte mare. FBI-ul în Statele Unite, după cum știți, este sub directa conducere a Ministerului Justiției. E cu totul alt tip de structură. Da. În România, conducerea reformatoare a serviciului a încercat să transforme într-un FBI și a ieșit KGB. De ce a ieșit KGB? Pentru că e foarte simplă. Puteau să meargă frumos în Parlament și într-o modalitate transparentă, cu societatea civilă, cu dumneavoastră, cu domnul Bădin, să spună următorul, fraților, avem amenințări. Și uitați ce trebuie să facem. Da, corupția fiind... Corupția și merge. Însă ce a făcut conducerea, ca să fiu eu mai concret? S-a urcat pe acest val al anticorupției, care a fost un val de comunicare, a păcălit și societatea civilă, și media, și pe jurnaliști, și chiar și pe americani, și putem discuta, s-a urcat pe acest val și a spus în felul următor. Noi facem niște protocoale secrete, în spatele lor ne ascundem și știm noi ce facem și ascultăm. Dar de ce ascultăm? Și aici este lucrul cel mai important, că ați vorbit de domnul Tăricianu și de mandat. Aduceți-vă aminte, spre exemplu, că domnul director Maior era propozabil pentru funcția de prim-ministru. Da? Orice s-a întâmplat? S-a întâmplat că fosta conducere a privatizat instituția în interes politic, că aici este de fapt problema care ne doare, și a băgat toate aceste mandate. Vorbim de sute, mii de mandate de siguranță națională pe oameni politici ca să aibă acces la informații și să cunoască ceea ce se întâmplă în mediul politic încercând să-l controleze sub această imagine a luptei anticorupție. Sunteți de acord? Un fel de șantaj și etaj, nu? Nu, un fel de societate distopică, pentru că practic la ceea ce s-a ajuns este realmente o societate distopică. În baza unor protocoale secrete, orice român poate fi condamnat într-o instanță în momentul în care un ofițer SRI, care n-avea ce să caute în urmărirea penală și nici în câmpul tactic al
generalului Dumbrava din Dumbrava Minunată. Orice ofițer SRI putea merge și mergea sub oblăduirea generalului Dumbrava la judecător și spunea: avem noi informație că acest om trebuie condamnat. Atenție! Acelea nu erau probe. Acelea erau informații de siguranță națională. Și închei. Ați văzut ceea ce s-a... Încheia să o luăm și pe doamna Mocanu, că avem la telefon. Da. Bună seara, doamna Mocanu. Bună seara. Mocanu. Bună seara. Fost directorul Ministerului Justiției. Doamna Mocanu, ați văzut, cred, cele trei documente prezentate de domnul colonel Daniel Dragomir un pic mai devreme? L-ați văzut în primul rând? Da, da. Așa. Da. Ce părere aveți? Se susține ce spune domnul colonel despre aceste documente? Se susține perfect și vreau să-l completez pe domnul Dragomir și să vă spun că în lege, nu doar că era ceva ambigu, era interzis expres să fie făcută activitate de cercetare penală. La un moment dat s-a încercat, s-a testat cumva terenul, numai că niciodată în Parlamentul României nu ar fi trecut o modificare de acel gen, pentru că în mod public, mai mult decât majoritatea populației, s-ar fi opus unei astfel de modificări. Ori ei au conștientizat că niciodată, indiferent cât de multă emoție ar crea la nivel public, nu ar reuși să își treacă în public, adică prin Parlament, o astfel de modificare. Și atunci au ignorat legea publică, ați văzut și codurile. Dacă mergeți în instanță, eu sunt îngrozită de ce vă dau în instanță. Codurile sunt ceva facultativ, orientativ. În realitate, ei lucrează, așa cum ați prezentat dumneavoastră, pe niște acte secrete. Acele înregistrări și nu doar domnul Tolicea nu a avut mandate dublate, niște cetățeni despre care nu au auzit nimeni. De exemplu, domnul Strutinski nu era atât de celebru cum este domnul Tolicianu și cum era. A avut și domnia sa mandate dublate, adică se făceau pe aceeași persoană mai multe filaje, adică de două ori filaje în baza a două mandate și mai multe interceptări în baza mai multor mandate. Pe adică cum, doamna Mocanu, se călcau ăștia de la filaj pe picioare? Erau trei echipe, patru? Da. Deci cheltuiau, vă dați seama, pentru că se cheltuiesc, este un minim de 800 de euro pe zi pentru un mandat de acesta complet, cu filaj și cu înregistrare. Deci vă imaginați că dublându-se, se dublau cheltuielile. Și ca să afle ce? Ca să afle nimic și apoi să însceneze de fapt și să aducă martor mincinos, ați văzut, îi plimbau și presau prin pușcării să facă denunțuri mincinoase, pentru că în realitate nu obțineau rezultate din acele mandate. Ei le țineau în scopuri de șantaj și le scoteau, fie în campanie electorală, fie când atunci când persoana ajungea în funcții publice și voiau să o șantajeze într-un anumit fel. Deci mai mult decât faptul că s-a făcut pe ceva secret. Doamna Mocanu, dumneavoastră spuneți foarte... Protocoalele spuneți ceva foarte grav. Sunt ilegale. Dumneavoastră vorbiți de șantaj, doamna Mocanu. Ora da? Spune că, mă rog, dumneavoastră spuneți că serviciul, principalul serviciu secret al țării se ocupa să strângă informații și să-l șantajeze, nu știu, pe Dragomir, pe Cristoiu, pe Bădin, pe Mixulescu. De cineva, da. Nu știu dacă chiar de aceste persoane, dar cu certitudine au existat, există în spațiu public astăzi informații în acest sens, că anumite persoane au fost șantajate, fie să se retragă din funcții, fie să ia anumite măsuri dorite de serviciile secrete la un moment dat, și acesta era motivul, unul dintre motivele pentru care toată viața unei persoane publice era înregistrată și ținută undeva într-o cuțiuță la SRI, deși, repet, SRI-ul avea expres interzis prin lege să facă acte de cercetare penală. Deci în legea specială a serviciilor secrete spune foarte clar că nu au voie să facă acte de cercetare. Ori aceste filaje, interceptări, sunt acte de cercetare penală. Adică exact ceea ce le interzicea lor legea expres. Numai că judecătorii nu își dădeau silința să scoată aceste probe nelegale obținute din dosare, pentru că spuneau, nici nu contează, oricum toți sunt niște corupți. Pentru că așa s-a funcționat pe prezumția de corupție. Nu mai spunem, ați văzut, existau liste de persoane care, după ce fuseseră achitate, s-au trimis pe acele liste și au fost condamnate, fără nicio probă. Sau, în orice caz, unele dintre ele, pe probe obținute nelegal. În orice stat civilizat de pe această planetă, în momentul în care se constată că o probă este nelegală, indiferent cât de concludentă este, ea este eliminată cu certitudine din acel dosar. Păi, s-a și întâmplat, dar sunt niște decizii recente ale Curții Constituționale, nu? Referitor și la aceste... Care nu se respectă, din păcate. Păi, pentru că și după cazuri... ce Curtea Constituțională... Da, sigur că da. V-am și prezentat public, cred că și la dumneavoastră la televiziune, un caz expres în care un judecător de la înalta curte a spus că este adevărat că probele au fost obținute nelegal.
Este adevărat că există o decizie a Curții Constituționale, dar întrucât și în alte situații s-au menținut probele acelea, este cazul să se mențină și în această situație. Păi, da, judecătorii continuă să mențină în dosare probe obținute nelegal. Da, mulțumesc foarte mult, doamna Mocanu, pentru intervenția dumneavoastră. Vom lua publicitate și pe publicitate vreau să mă lămuriți apropo de aceste protocoale, fiindcă există o analiză făcută. Ăștia ziceau acum un an că nu mai sunt protocoale, că s-au terminat, că nu știu ce. Acum înțeleg că sunt mai multe decât spuneau ei că existau la momentul respectiv. Avem și o luare de poziție a unui consilier, al unor foști premieri britanici. Luăm publicitate și revenim imediat. Daniel Dragomir a prezentat trei documente despre, cum să zic, binomul... Echipele mixte din cadrul protocolelor. Echipele mixte din cadrul protocolelor, dar câte protocole sunt, fiindcă este o analiză Mediafax acum o săptămână, luna octombrie 2017, președintele Comisiei SRI spunea că sunt în vigoare 65 de protocoale. Asta după ce, cu câteva luni înainte, domnul Helvig, șeful SRI, anunța că a decis denunțarea tuturor protocolelor încheiate între SRI cu alte instituții, care nu se corelează, mă rog, nu știu cum, așa. De aici rezultă că numărul protocolelor era mult mai mare la începutul anului decât domnul Dragomir. Înțeleg că, de fapt, nu 65, cum scriau ăștia, sunt 66, nu? Mai pierdut unul pe drum. Da. Este toate sau mai avem surprize, mai descoperim încă 10 săptămâna viitoare? Bun, cu protocoalele situația este foarte simplă și foarte clară. Denunțate, nedenunțate, ele trebuie declasificate. Pentru că toată lumea trebuie să vadă în mod transparent cum s-au întâmplat toate aceste lucruri. Nu împiedică nimeni, și este un lucru absolut firesc și normal, să existe colaborare între instituții. E normal să existe această colaborare. Întrebarea cea mai mare se pune, de ce trebuie să o faceți în mod secret? De ce trebuie să utilizați această variantă, revin, caghebistă de a face lucrurile prin spate, în mod secret, clasificat, pentru ca cetățenii justițiabili să nu aibă acces la ele? Ori, decizia e foarte simplă, legal vorbind. Emitentul le poate declasifica. Eu nu știu dacă apare pe undeva prin vreo lege termenul a denunța. Apare în altă parte cu denunțurile. Treaba cu declasificarea, eu aștept o reacție concretă cu privire la acest lucru. Văd că și domnul ministru al Justiției le analizează. Comisia le-a tot analizat. Până la urmă, însă, aici este o problemă destul de gravă. Și dacă îmi dați voie, o și precizez, pentru ca toată lumea să o înțeleagă. Dumnezeu, să observați că de 6 luni de zile avem zilnic dezvăluiri, documente și lucruri care indică fapte ilegale. Dumnezeu, vedeți că de 6 luni de zile niciun procuror în România nu s-a sesizat în niciun caz să spună, domnule, din acei cât sunt, eu am zis 10.000, nu sunt 10.000, 1.000, 2.000 de procurori. Un procuror să se ridice și să spună, domnule, niște lucruri acolo care au iz de nelegalitate, haideți să investigăm. Da? Hai să nu spun astăzi că statul paralel are mii de procurori în subordinea sa. Ar fi o nebunie. Dar totuși acești procurori, pe care Constituția a făcut magistrat, le-a dat independență și toate lucrurile celelalte, trebuie să-și aducă aminte că au depus un jurământ față de Constituție, de țară, și nu față de Coldea sau de Chioveși sau de un protocol. Ori problema fundamentală a noastră, și să ajungând și la dezvăluiri și la discutarea acestor documente, da, este alta. Lipsa de finalitate. Pentru că uitați-vă și ceea ce se întâmplă în Parlament. Avem o coaliție care are 60-70% împreună cu UDMR-ul și de 16 luni de când au câștigat alegerile, nu a fost modificat niciun articol de cod penal. Se pune problema doamnei Chioveși. Doamna Chioveși trebuie să plece. Dar aceste documente pe care eu le-am prezentat vin cumva în apărarea doamnei Chioveși. În ce sens? Pe doamna Chioveși, eu o înțeleg, sincer, din anumite puncte de vedere. Spune-mi următor. 2 ani, 3 ani de zile, maestre, mi-ați făcut dosare, mi le-ați scris, mi le-ați pus sub nas, mi-ați făcut interceptările și toate lucrurile acelea. Acum, eu sunt singura care încasează achitări după achitări în toate instanțele. Voi ați făcut pasul la offside, arătați toți cu degetul spre mine, dar haideți să ne amintim. Am fost cu toții la aceeași masă. Am făcut toate aceste lucruri împreună. Chiar și dezvăluirile domnului Ghiță ne arată relația dintre doamna Chioveși și domnul Coldea. Eu nu cred că doamna Chioveși făcea aceste lucruri pur și simplu. Erau acolo. Da, domnul Ghiță, apropo de domnul Ghiță, tocmai a anunțat domnul Cristoiu, i-a cerut acum o săptămână chiar în această emisiune înregistrarea cu... Și înscriși. Filmul. Așa.
filmul, dar dumneavoastră, dumneavoastră ați avut o nuanță atunci. A spus că de fapt sunt două înregistrări. Cea de la Ploiești din Cramă e așa o vrăjeală și mult mai interesantă este cea de la Vila SRI din Sinaia. Din Sinaia, unde domnul Ghiță a spus de nenumărate ori că cântau la chilia în port varianta, am înțeles că o variantă modernă. Cu statul DNA. De drept. Varianta statului de drept. Și e cu urcat pe mese, e cu... Eu n-am văzut asta, nici nu știam care e filmul. După părerea mea, repet, publicarea pozei nu mai are nicio valoare acum. O filmul. Știu... E o poză cu trei persoane, probabil că trebuie să-și blureze soția. Nu, filmul, măcar filmul de la Cramă, nu tot. Am înțeles că nu o să dea acum și cum umblau ei prin bucătărie, dar măcar, măcar da. Poza aia să fie un pic mișcată. Păi, a zis că dă filmul, când, încă nu, nu dar a zis și bun. Când. Nu, n-a zis când, că așa îmi spune producătorul, a zis mai că o să-l dea. Domnule, iertați-mă că profit da. De faptul că dacă tot m-ați chemat la vârsta asta și la ora asta. Eu nu m-am lămurit până acum, deci pe mine m-a preocupat încă din 2006, pentru că degeaba desecretizăm și facem comisii și asta. Pentru că marea problemă este felul următor. Chiar din 2006 m-a preocupat tema supravegherii tehnice în cazul proceselor de anchetelor de corupție. Încă o dată, prin supraveghere tehnică nu înseamnă numai interceptare. Corect. Înseamnă că cum spun, ați văzut și la mandatul adens. Înseamnă filaj, fotografiere, înregistrare ambientală. Adică noi stăm aici și ăla stă alături. Și acasă, la birou, bun, e-mail, Facebook. Bun, e-mail și Facebook. Bun. Marea problemă este următor. Din punct de vedere legal, legal, așa este, această relație este adică legal. Adică DNA obținea mandat de la judecător și de interceptare absolută și SRI-ul, poate o să ne spună imediat domnul colonel, cum transpunea în practică, SRI-ul transpunea. Eu știu că trebuia să adresesc-o, dar atenție! Marea problemă care se pune aici este din punct de vedere legal, legal, după ce, cum spuneam mai înainte, că de-aia a fost dezvăluirea cu noi, după ce ăia făceau, nu știu, dânsul o să ne spună, cum era, centrul tehnic avea, făcea un dosar, stenogramă, da? Poze, da? Și făcea așa, da? Un document. Bun, mătă, bun. Ăstea mergeau la DNA, da? A fost și o discuție în Italia, de exemplu, acest serviciu tehnic este la Ministerul Justiției. La noi a zis, nu, domnule, DNA-ul neavând forță, SRI-ul e prestator. Ei, prima întrebare a comisiei, în ce măsură SRI-ul folosea apoi, nu e așa? Erau informații, că acolo interceptați, erau supravegheți, erau politicieni, jurnaliști, oameni. În ce măsură o folosea în interes propriu? Nu, adică după ce termina, dădea dosarul, spunea domnul Coldea, bă, eu nu m-am nici mic, nu e așa? Rămâne acolo, domnul, rămâne acolo, rămâne. Absolut. Bun, doi. Altă chestiune e felul următor. Relația în binom trebuia să fie atâta. Adică, după ce îi preda dosarul ăla, domnul Coldea spune să trăiți, dar nu cumva SRI-ul și aici făcea și altceva, adică dădea note informative către DNA, orienta, cum spunea Traian Băsescu. Aici este, dacă degeaba desecretizăm și discutăm, dacă noi nu știm ce urmărim, noi trebuie să urmărim în ce măsură SRI-ul și-a încălcat ipostaza de prestator. Nu le așa spune, noi suntem prestatori. Și ipostaza constituțională. Da, care era și prestator, da? Am înțeles. DNA-ul nu avea tehnică și au venit ăștia, da? Întrebare de aici. Doamna Chioveși, de ce se adresează odată conducerii, bănuiesc lui Coldea, și a doua oară direct serviciului tehnic? Îi explicați dumneavoastră că sunteți din SRI. Ce e la serviciu tehnic, centru tehnic? Centrul tehnic de securitate este chiar unitatea care face interceptările. Și filaj? Nu. Nu. Cea care face interceptările. Practic... Interceptări pe siguranță națională, treaba lor. Și făceau și cu DNA-ul, nu-i așa? Făceau și cu DNA-ul. Aveau așa un prestator. DNA-ul plătea pentru asta? Că e o întrebare. Nu. Asta chiar e o întrebare. Câte mandate și câte astfel de mandate au fost... Dacă intram, ați înțeles? Deci, serii îi presta. El era capăt și o țeau de centură. Avea o prestație. A venit, putea să, a venit un beneficiar, nu-i așa? De neau și plătea, nu. Nu. Păi de ce nu plătea? Că a explicat și bugetele, dar problema în aceste documente... Când aia de la serii consumau, sunteți de acord, adică nu vă imaginați... Să vehicula suma de 1 miliard de euro numai banii investiți în tehnică necesară.
Păi a spus doamna Macovei, un miliard. Exact, și nu putem să o contrazicem. Rușii lor să urmărească teroriști, urmărea pe ăla, pe greblă. Adică voi mai era foarte... Domnul, sunteți de acord? Tu o să fii ofițer de informații. Una e să urmărești pe spionul rus și una e să urmărești pe greblă. E aici exact. Pe un greblă. Păi nu, dar greblă oricum era ușor de urmărit, că trebuie să știe, adică e un spion, exact, e greu. Este problema privatizării instituției și pierderea menirii instituției. Așa e, de aici, spune și care e foarte gravă. Ori, ceea ce aceste documente vin și arată este un lucru și mai grav. Faptul că în interiorul serviciului erau structuri cu care se lucra la urmărirea penală. În al doilea rând, arată că aceste structuri erau ele însele beneficiare ale informațiilor. În al treilea rând, confirmă echipele mixte, și există și alte documente, care arată că erau ofițeri de informații implicați în activitatea de urmărire penală, care direcționau dosarele de urmărire penală și, între noi fie vorba, direcționau anumiți procurori care erau de-i casei, așa cum știți foarte bine, care direcționau modul de stabilire a infracțiunilor. Chiar domnul Dumbrava s-a lăudat în bilanțuri că echipele mixte și ofițerii direcției juridice au fost implicați în stabilirea infracțiunilor și modalităților de a face și de a drege și au mers ulterior, pentru că nu le ajungea, și mai departe, în câmpul tactic, adică în zona judecătorilor. Doar o întrebare pentru domnul Bădin, că noi suntem amatori. Tensul nu, eu. Încă o dată, un nene, ăla, un ofițer, iertați-mă așa, asculta pe greblă, da? Îl asculta la telefon. Tot ce vorbea, nu așa, 24... Greblă, domnul Greblă, dacă mi-am zis că bine aminte, a fost ascultat pe siguranță. Nu, am dat un exemplu. Pe Ion Popescu, da? Un om de acolo. Și a ascultat 24 în 24 de ore, da? Și se făcea, pac, se înregistra, da? Câți, nu știu, o săptămână de înregistrări, da? Transcrierea benzii ăla o făcea procurorul sau asta domnul? Asta o să aflați după publicitate, că trebuie să vă de informații. Păi și el putea să mintă. Păi s-a văzut în cazul Paltin. Da, revenim după pauză de publicitate, că mai avem dezvăluiri, avem și acea luare de poziție a unui fost consilier, a unor premieri britanici, avem și o declarație uitată a domnului George Major și cum funcționează comisiile astea, domnul Dragomir, în America, în România, că în România văd că sunt așa, în poziție de culcat drepți în fața unor băieți. Publicitate. Așa reduceri la Flanco de